În contextul actual, locuința a devenit loc de joacă, birou, chiar și restaurant. Despre ce este nou în domeniul arhitecturii și designului de interior, stau de vorba astăzi cu Oana Deacu, arhitect de interior. Ce accesează cel mai mult românii în momentul actual? Pagini inspiraționale, proiecte complete, create de arhitecți. Numai că atunci când vezi o imagine și o vrei acasă, nu știi dimensiunile, nu știi dacă se potrivește, dacă ai suficient spațiu pentru tot ceea ce vezi în pozele inspiraționale. Cu ce soluție ați venit acum în pandemie? Corect. Timpul este mult mai lung de a gestiona un proiect de unul singur, astfel încât ne-am gândit să facem o campanie Ready to Buy, care se adresează celor ce își doresc un design contemporan creat de un arhitect, dar nu au timpul sau posibilitatea de a apela la serviciile unui arhitect de interior. Amenajările Ready to Buy reprezintă soluții complete și concrete care pot fi livrate rapid din stoc. Care sunt pașii? Vedem o imagine și ne dorim ca acasă să avem aceeași maie, de exemplu. Cum facem? Noi am pus la dispoziție pe site concepte de unde clientul își poate alege gresie, faianță, parchet, lavoar și tot așa mai departe. Exact. Totodată am adăugat și un video explicativ care îl îndrumă pe client să-și calculeze singur cantitățile necesare spațiului pe care îl amenajează. Apoi, materialele sunt livrate chiar și a doua zi, fiind în stoc. Care ar fi tendințele în materie de culori, texturi? Dat fiind faptul că este vorba de design interior, eu îmi doresc să creez spații atemporale. În ultima vreme, solicitările au pus în prim plan nuanțele naturale, neutre, autentice. Se dorește mai mult o scenografie în care jocul vizual este creat de volume, culori, finisaje, lumini și care creează de altfel o identitate a spațiului în raport cu cea a clientului. Pe scurt, tendințele în amenajările interioare actuale combină culorile neutre cu cele saturate, care se folosesc mai mult în detalii la nivel de contrast.